Gala a doua am intrat cu sentimentul ăsta că o să intru la duel din prima, pentru că am fost prea emoționată. Atât de tare au avut emoțiile că la pian, nu mai spun că așa îmi făceau mile și pe pedală îmi tremura și piciorul, nu puteam să țin pedală. De obicei când intru pe scenă nu sunt așa, niciodată nu o să fiu copleșită de emoții, dar în gala asta emoțiile m-au doborât. Direct în semifinală merge Sergiu Braga. Nu m-am speriat de duel, dar eram atât de necăjită, pentru că sunt perfecționistă. Ăsta e adevărul. Am plâns și m-am consumat foarte tare, pentru că m-au dobărât emoțiile. Asta sunt și nu mi-e rușine. Cel cu care voi merge mai departe în semifinale, către finală, este Adina Răducan. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să fiu atât de dobărâtă și să simt pur și simplu că vreau să plec acasă, adică după duel eu am trăit cu sentimentul ăsta, ca și cum ar fi fost un eșec pentru mine. Cea mai mică din concurs, are 15 ani și pare un copil, nu știu, speriată. Mie, cel puțin, îmi trezește dorința de a te duce, nu știu, să o îmbrățișezi și să-și lasă să fie tot bine. Dar în momentul în care începi să cânte, se înțelege că, de fapt, ea este mare pe scenă, cu vocea ei umple tot spațiul care îl are în jurul ei. Partenerul tău e băiat altul simplu, mai bun. Altul mai bun nu cred că vei găsi niciodată. Adina, e Adina. Bine. Este Daniel. Când am intrat în studio am auzit vocea fetei. Nu știam ce față are fata, dar suna foarte bine, știi? Și când am văzut-o așa suavă, mititică, am adoptat-o. Voi aveți unul dintre cele mai frumoase colaje ale spectacolului. Și mai grele. Într-un duet, asta contează cel mai mult, legătura din prima secundă. Și mă simt foarte bine și asta cred că e un punct forte. Păi zică lumea o și ce? Ia bă de cât. Horia. Nu, buzdugan. Mă rog. Facem invers, intru eu în jur și cântați voi. Adina are o voce splendidă și din punctul meu de vedere este cea care va ridica deasupra capului trofeul X-Factor. 1, 2, 3 și vreau să ne întâlnim sâmbătă seară. Natural! Într-o cărciumare la șosea. Simt că o să ne iasă foarte bine colajul ăsta și o să fie un moment chiar cum nu s-a mai văzut și cum n-a mai fost mai acum la X-Factor. Nu cred că se așteaptă cineva la ceea ce vom pregăti vineri. Buzdugan! Eu tot cred în fermece! Eu sper ca după toate lucrurile astea care s-au întâmplat să dea Dumnezeu să fie șutul meu spre finală. Tu ești number one, deci nu, Buzdugan e pe acolo, e figurația. Votați Adina! Doamnelor și domnilor, Adina Răducan.